Este clar că astăzi am trecut la nouă etapă. Am trecut împreună cu prietenul meu Cosmin la Rock Channel, care este o televiziune care transmite pentru românii din diaspora. Discutăm chestii extrem de serioase, discutăm despre economie, discutăm despre probleme reale. Și ce credeți că întrebarea de astăzi a avut conexiune cu discuțiile noastre de aseară? M-a întrebat cineva cum sau care sunt pașii corecți pentru a începe o afacere. Simplu, o repet și acum pentru voi, denumire de societate, două cuvinte, registrul comerțului direct ca să nu plătim intermediari, capital social 200 de lei la orice bancă și un act de proprietate pentru sediul social. Este extrem de simplu să deschizi o afacere în România, dincolo de toate discuțiile celor care fac specialiști, vă spun doar că nu este nimic spectaculos să-ți faci o firmă. Însă, este foarte, foarte important să nu uitați că această firmă trebuie autorizată. Toate activitățile din România, toate codurile CAEN, sunt supuse autorizării. Lucruri care pot părea banale, lucruri care pot părea ieftine, sau nu-i așa proverbialul românesc, lasă că merge și așa. Dași prieteni, nu mai merge, nu mai merge și așa și eu refuz cu obstinență să fiu la mâna unor oameni care vor altceva decât la noi, decât legalitate. Deci sfatul meu prietenesc astăzi, aici la Rock Channel, care este și gazda mea în fiecare marți live, este o televiziune care transmite în principal pentru diaspora, dar și pentru cei din țară. Clar că avem nevoie să ne cunoaștem, clar că avem nevoie să ne dezvoltăm. O societate este bună, este foarte bună să o faci. De ce? Pentru că în viitor apropiat îți poți lua fonduri europene, poți și lua diferite bonusuri. Nu este neapărat să ai foarte mulți bani, pentru că toată lumea întreabă, ok, vreau să fac o anumită afacere. Bineînțeles că am avut, de exemplu, aseară o întrebare foarte ciudată, vreau să fac un PECO. Pe când te gândești să faci un PECO, trebuie să înțelegi că îți trebuie bani. Una este să-ți faci o terasă sau un restaurant și acolo îți trebuie bani foarte mulți și alta este să vrei să ai un circuit de motociclete sau să îți faci un IFN sau vrei să faci un amanet. Lucrurile diferă foarte tare, costurile, sunt cu diferențe enorme. Însă sunt atât de multe întrebări despre afaceri, sunt atât de multe răspunsuri și de aceea am ales să comunic cu voi pe toate căile, așa cum vedeți, sunt destul de activ în online. Eu, Nelu Cosma, vă stau la dispoziție cu prietenie, pro bono, pentru orice fel de explicații. Este clar că trebuie să ne urmărim. Eu să știți că sunt un elev silitor. Dacă, de exemplu, dumneavoastră aveți o problemă de rezolvat și este atât de importantă pentru mine, devine studiu de caz și pentru mine. Mi-ar plăcea ca România să devină o pepinieră europeană pentru tineri întreprinzători. Este perfect, perfect, perfect posibil. Eu întâlnesc în ultima perioadă foarte mulți oameni care vor să se întoarcă acasă și mă întreabă ce afacere să fac în România. Oameni buni, un prieten italian mi-a răspuns la o întrebare. Eu l-am întrebat, Giovanni, ce ai vrea să faci? Sau ce crezi că ar merge în România? Și Giovanni mi-a spus, Nelu, merge orice, pentru că voi sunteți la început. Și ăsta este răspunsul. Acum nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și să ne aplicăm urechea la fiecare vlogger, la fiecare influencer, la fiecare panou de publicitate, așa cum sunt mulți dintre cei pe care dumneavoastră îi vedeți pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok sau alte... Au interese. Trebuie să înțelegeți că acel tip care laudă un produs, este clar că este plătit de producător să o facă. Acum, fiecare dintre noi are inteligența lui. Unii au o inteligență nativă, alții au o inteligență dobândită. Sper ca tu să înțelegi că bunăstarea, bucuria sau necazul sunt fix la mâna ta. Trebuie să te informezi în primul rând. Acum nu ne mai putem spune că nu mai avem de unde să ne informăm. Hai să fim serioși. Acum există atâtea posibilități de informare, există atâtea căi de a ne informa corect, încât parcă să zic atunci când ne lăsăm ușor păcăliți, parcă îmi vine să zic că suntem noi vinovați de asta. Pe cale de consecință, informează-te, simplifică și apoi decide. Este până la urmă o plăcere să devii întreprinzător. Știu, ați auzit, bugetar, este bine să ții salariul de la stat. Însă nimic nu poate fi mai frumos ca, libertatea de a te trezi când vrei, de a te culca când vrei
și de a merge atunci când ne va permite această nebunie planetară să ne plimbăm. Nelu Cosma, sunt alături de voi. O seară bună!